O femeie în vârstă de 85 de ani a decedat în data de 14 octombrie, în jurul orei 11:30, în clădirea judecătoriei Călărași. Se pare că acesteia i s-a făcut rău pe treptele clădirii, însă jandarmii de serviciu la judecătorie au băgat-o în clădire. La fața locului s-au deplasat echipajele SMURD și SAJ Călărași. Au fost aplicate manevrele de resuscitare, însă fără rezultat. Medicul de la ambulanță a constatat decesul. Se pare că femeia a decedat în urma unui infarct.